Autostrada A8 bate iar pasul pe loc. Când AIR a amânat până la 31 iulie desemnarea câștigătorului pentru lotul Leghin Târgu Neamț, un tronson cu o lungime de 30 de kilometri al autostrăzii Unirii. Termenul inițial de desemnare al câștigătorului era pe 18 iulie, fiind depuse șase oferte încă din luna aprilie de firme atât din România cât și din Turcia. Contractul de proiectare și execuție este estimat la 2,3 miliarde de lei, iar termenul de realizare este de șase luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.